Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. A început anul universitar, s-au redeschis porțile facultăților. Dar s-a redeschis și Casa de Cultură a studenților. De fapt, nu că s-a redeschis, pentru că ea nu a fost închisă, dar știți, așa se spune. A început anul universitar, s-a redeschis și Casa de Cultură a studenților. Astăzi discutăm despre activitatea acestei instituții de cultură pentru studenți și nu numai pentru studenți, cu invitatul meu, care este domnul Bogdan Cruceanu, nimeni altul decât directorul Casei de Cultură a Studenților. Bună ziua, domnule director, bine ați revenit în platourile noastre. Mulțumesc frumos pentru invitație, punctați foarte bine. A început anul universitar, ne-am deschis porțile și noi pentru studenți, în ideea în care am începând de astăzi, 1 octombrie, studenții au posibilitatea de a se înscrie la cluburile Casei de Cultură a Studenților. Practic, aceștia au posibilitatea de a intra pe site-ul Casei de Cultură a Studenților, ccsiah.ro, sau de a veni la Secretariatul Casei de Cultură a Studenților, ori au posibilitatea de a lua legătura direct cu referenții Casei de Cultură a Studenților, cei care au deja contactele lor. Mai pe scurt, începând de astăzi, fiecare student din Iași are posibilitatea de a se înscrie la cluburile noastre. Bun, vorbim de cluburi. Câte cluburi? Ce cluburi sunt la Casa de Cultură a Studenților? O să trec, dați-mi voie să trec prin fiecare, să prezint fiecare club care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenților și, bineînțeles, să prezint și colegul și referentul care se ocupă de acest club, în ideea în care avem clubul de dans The Sky și, bineînțeles, și partenerii noștri de la Hometown, condus de către coregraful Adrian Ștefan. Avem ansamblul folcloric Doamna Cărbaților, condus de către maestrul Marinică Botea și tânăra coregraf Mihaela Cojocaru. Avem partea de chitară clasică și electrică, condus de către colegul nostru Petran Paveliuc. Avem partea de literatură, acolo unde scriitorul Emilia Marcu este mereu prezent. Bineînțeles, și avem și partea de canto, condus de către colegul nostru Romeo Cosma, prin intermediul clubului Ricardo Șanițchi. Bineînțeles, și fabrica de voluntari, acolo unde colegul Adi Căliman. Toate aceste cluburi sunt... N-am auzit de teatru ludic? N-ați auzit de teatru ludic, vreau să fie o premieră, dacă vreți, sau trebuie să punctăm în mod expres acest lucru, în ideea în care am început o colaborare cu regizorul Andrei Ciobanu. Acesta se va prelua activitatea teatrului studențesc ludic. El va fi cel care va duce mai departe ceea ce s-a continuat, să zic, după trecerea la cire veșnice a regretatului lui regizor Aurel Luca. Deci toate aceste activități, toți studenții au posibilitatea de a activa în cadrul acestor cluburi și, bineînțeles, să nu uit și partea de pictură, fotografie, desen, da, în cadrul clubului Concept Art, condus de către colegul meu Daniel Moisi. Sper că n-am uitat niciun club. Da, deci studenții... Eu vreau să vă întreb totuși un lucru, pentru că dumneavoastră conduceți o casă de cultură a studenților. Și aici mi-ați spus de canto, mi-ați spus de artă, desen, pictură. Băi, majoritatea studenților sunt cei de la, cum să spun, facultatea de arte sau vin de peste tot, de la orice universitate, de la orice facultate? Nu, sunt studenții care activează în diferite domenii, practic sunt studenți, fie că vorbim de medicină, fie că vorbim de mecanică, fizică, fie că drept. Vorbim de studii ingineri, deci practic sunt de la Universitatea Tehnică, fie că vorbim de Alexandru Ioan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, fie că vorbim de cei de la agronomie, fie că vorbim de cei chiar de la arte, și de ce nu chiar de la universitățile private din Iași, pot veni și se înscrie, pentru că nu odată sau nu de două ori ne-am întâlnit cu situații cu care poate un tânăr inginer era foarte talentat pe partea de chitară sau foarte, foarte talentat pe partea de teatru. Acum trebuie să vă mărturisesc faptul că am stat de vorbă cu administratorul de la campusul Tudor Vladimirescu, Bogdan Budeanu, da? Și are un concurs, cea mai frumoasă cameră din complexul studențesc. Și a spus, domnule, anul trecut un student de la mecanică a pictat acea cameră de
toată lumea zice, domnule, ești la arte, ești la... Adică sunt și astfel de valori. Bun, vorbim despre cluburi, dar vorbim și despre finanțarea lor, nu? Aici cu începe așa mai greu. Nu începe neapărat mai greu, ci cred că e important de subliniat și anume că fiecare student în parte care dorește să se înscrie la oricare dintre aceste cluburi au posibilitatea să o facă, vă spuneam, inclusiv implicit pe site-ul Casei Cultura Studenților, iar ulterior vor fi contactați de către referenții Casei de Cultura Studenților. Am făcut această introducere în ideea în care țin să subliniez că mă întrebați de finanțare și anume că toate activitățile din cadrul acestor cluburi sunt gratuite pentru studenți, deci nu e nevoie implicit de o finanțare la acestor cluburi din prisma înscrierilor pe care ei le fac în cadrul lor, pentru că practic pentru aceasta sunt plătiți referenții Casei de Cultura Studenților de a oferi cursuri gratuite tinerilor studenților din Iași. Bun, aveți 2 ani de zile de când ați preluat Casa de Cultura Studenților. 2 ani de zile în care s-ar putea spune, nu? E pe plus acum Casa de Cultură, e mai jos de când ați preluat-o, e pe același nivel, s-a dezvoltat, nu s-a dezvoltat, mai aveți probleme de rezolvat? Cred că ca fiecare instituție publică avem plusuri și minusuri. Da, sunt lucruri care, să zic, poate din obiectivele pe care mi le-am stabilit pe termen scurt, mediu și lung, am reușit și le-am și atins. De altfel, am și prezentat acest lucru public, dar în egală măsură cred că e important de subliniat că mai sunt și lucruri care trebuie îmbunătățite la Casa de Cultură a Studenților, dar lucruri care pot fi făcute, bineînțeles, și în funcție de sprijinul financiar pe care îl avem de la autoritatea centrală. Totodată, pentru că, da, sunt lucruri pe care, să zic, aș putea să le aduc și în atenția publicului, pentru că cred că e important dacă în anul 2018 am reușit, de exemplu, la Doina Carpaților să facem o simplă achiziție de 20 de cămăși cu poale care au costat aproximativ 11.900 de lei. Anul acesta am reușit și am achiziționat costume complete, de câte 10 costume, fată și băiat, pentru ansamblu din atât pentru zona Ardeal, Banat, Muntenia, deci practic în momentul de față, bineînțeles și Moldova, care deja le avem, ansamblul de Carpaților în momentul de față are costume din toate zonele istorice ale țării pe care... Da, în momentul când mergeți și aveți un spectacol în funcție de zona unde mergeți, vă îmbrăcați în costumul acelei zone? Facem și acest lucru, dar totodată și în funcție de, că poate fi un spectacol pe care îl jucăm pe scena Casei de Cultură a Studenților, însă ansamblul are în repertoriu dansuri din toate zonele, zonele istorice ale țării. Deci dacă vreți să prezentați un program cu dansuri din Banat, toată lumea se îmbracă cu costumația. De acum putem să ne îmbrăcăm și așa, pentru că până acum bună parte din costumele pe care le vedeți la ansamblu erau împrumutate. Nu, e un lucru cu care eu nu prea sunt de acord. Dacă le ai pe ale tale, știi, domne, sunt ale mele, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu ele, noi le reparăm. Bun, domnule director, sunt niște probleme legate de parcarea din fața Casei de Cultură a Studenților. Este pe domeniul public sau nu? Este domeniul public. Este parcarea Casei de Cultură a Studenților sau nu? Este municipiul Iași. Ați făcut demersurile ca măcar cele din față, chiar din față de acolo, să fie administrate de către Casa de Cultură a Studenților sau să fie rezervate Casei de Cultură a Studenților? Toate discuțiile pe care le-am avut, de altfel au fost la un moment dat inclusiv interpelare pe care i-am adresat-o primarul municipiului Iași prin prisma calității de consilier local pe care o dețin, ideea în care am solicitat ca parcarea în fața Casei de Cultură a Studenților să fie practic să se monteze parcometre astfel încât să se taxeze locurile de parcare de acolo, în ideea în care nu odată, nu de două ori m-am întâlnit cu situații în care foarte mulți ieșeni și nu numai, adică oamenii chiar din afara orașului își stabilesc ca punct de reper parcarea în fața Casei Cultura Studenților, acolo unde găsim mașini, sunt parcate zile întregi, da? În ideea în care, fără să fie mișcate deloc. Fără să fie mișcate absolut deloc de acolo. Iar parcarea de acolo, trebuie să recunoaștem, deservește mai multe instituții publice, nu doar Casa de Cultura Studenților, și cu atât mai mult cât noi suntem și o instituție ce deține o sală de spectacole, nu de două ori. Tocmai de asta vă întreb, pentru că aveți spectacole și, bun, mulți ieșeni vor veni cu mijloacele de transport în comun, e mai simplu, este mai ușor.
dar poate vor dori să vină, dar nu numai ieșenii care vin, dar vă vin invitații, știu, formația nu știu de unde, trebuie să parcheze acolo unde parchează. Sau se duc în fața Palatului Culturii și au încet, încet pe pietonal, mai ales că pietonalul se va extinde. Să spun că dacă privim din punct de vedere al invitațiilor noștri, putem să-i, în general cu eforturi, reușim să-i oferim o mică parcare în spatele casei cultura studenților. E dar dificil acolo autocarul, acolo de exemplu nu poate intra un autocar. Poate intra și un autocar, în ideea în care am avut exerciții cu cei de la, de la ISU și au putut intra cu camionul acolo. E bine, e bine. Dar nu e ușor, da, așa este, dar nu sunt situații foarte mult în care decorul necesită a fi transportat cu un autocar sau cu o mașină. Bun. Sau cu mașină cu mare. Camion. Bun. Haideți să vă întreb un lucru. Știu că acea casă de cultură a studenților avea probleme cu acoperișul, mai are probleme cu acoperișul. Cu ani în urmă se discuta despre faptul că, domnule, acoperișul ar trebui să fie refăcut în sensul de hidroizolație. S-au mai făcut reparații la hidroizolație, inclusiv vara aceasta, acolo nu au mai apărut fisuri, dar a fost refăcut. Adică nu. În interior ați schimbat ceva în sala mare de spectacole? În sala mare de spectacole nu au fost făcute, nu au survenit modificări majore, afară decât reparațiile curente, practic, tot ceea ce înseamnă parte de mentenanță, am putea spune, din punct de vedere al logisticii pe care noi avem, pentru că dacă e putem intra și în zona de venituri și ale povestii pe larg. Numai sala mare poate fi închiriată sau sunt și alte săli care pot fi închiriate, care să vă aducă venituri? Păi de acolo vin toate veniturile noastre și totodată în veniturile respective reușim să plătim și utilitățile, reușim să facem și partea de reparații curente. Dacă avem o problemă punctuală, ceea ce povesteați mai devreme dumneavoastră, în ceea ce privește acoperișul, tot din partea de veniturile noastre din chirii, reușim să facem acele reparații, deci practic ne autofinanțați? Ne autofinanțăm. Bun, e un lucru extraordinar. Dacă o instituție de cultură reușește să se autofinanțeze, eu zic că e bine, e bine, e foarte bine. Domnule director, suntem aproape de finalul emisiunii și vreau să vă întreb pentru acest an, 2019, cât a mai rămas din el, și 2020, ce acțiuni pregătiți sau ce activități, spectacole pregătiți pentru ieșire? Sunt foarte multe evenimente pe care noi le-am pregătit pentru toamna aceasta, dar cred că cel mai important lucru ar trebui să aducem în atenția publicului ieșean, faptul că tinerilor, cu atât mai mult, în data de 26 octombrie va avea loc gala tineretului din România, va avea loc la Casa de Cultura Studenților. Uh-huh. Eu sunt foarte bucuros că am reușit ca această gală să aibă loc la noi, la Casa de Cultura Studenților. Trebuie punctat faptul că în cadrul, pe lângă multele premii care vor fi acordate asociațiilor de tineret, asociațiilor studențești și nu numai, se va desemna, inclusiv va fi anunțat orașul câștigător al programului național al competiției Capitala Tineretului din România. Iașul este în cursă pentru așa ceva? Iașul deține în momentul de față titlul. Și nu mai poate să mai ia următorul? Nu mai candidează anul următor. Deci, în cadrul acestei gale, vom ști și câștigătorul, vom ști cei care vor deține titlul Capitala Tineretului din România pentru anul 2020-2021. Bun, acum vreau să vă întreb un lucru, pentru că ce e, ca la mandatul de președinte, domnule, ai două mandate și gata, sau aici ai numai un mandat, Capitala Tineretului, și mai lași loc și la alții, nu? O să lăsăm loc și la ceilalți, cred că e îmbucurător faptul că orașul nostru deține în anul acesta titlul până pe data de 1 mai, practic, deținem acest titlu, urmând care pe data de 2 mai, orașul care va câștiga și va fi anunțat data de 26 octombrie la Casa de Cultura Studenților. Va deține titulatura. Bun, vreau să vă întreb un lucru, clar, mai sunt foarte puțin. Sărbătorile de iarnă, spectacole la Casa de Cultura Studenților. Vor fi foarte multe evenimente pe care noi le-am pregătit, festivaluri de altfel, fie că vorbim de festival de chitară, vorbim de chitară clasică și electrică, fie că vorbim chiar de zilele Casei de Cultura Studenților, acolo unde vom avea inclusiv hora celor șapte coline, moment în care, bineînțeles, vom prezenta și toate dansurile celor de la Doina Carpaciu, pentru că, repet, acum avem cu ce. Vor fi prezente, am transmis deja invitații către ansambluri din Ardeal, din Muntenia, chiar și aș putea puncta inclusiv ansambluri de aici din Iași, ansamblul Mungurelul, al celor de la Universitatea de Agronomie. Uh-huh. Totodată, bineînțeles că vom avea și gala studentului, și în gala voluntarului.
Festivalul Aurel Luca, acolo unde noul nostru regizor Va trebui să facă față. își va face cât că debutul, practic va fi primul festival organizat întru totul de către el. Mulțumim foarte mult pentru participare. Ce să vă urez? Succes în noul an universitar, pentru că, nu știu, toată lumea spune, domnule, Casa de Cultură a Studenților se deschide și se închide odată cu anul universitar. Bine, ea și pe perioada verii trebuie să fie Eu cred că deschisă. am ce povesti, inclusiv pe perioada verii, fără nicio problemă. Corect. Mulțumim încă o dată foarte mult Mulțumesc pentru frumos pentru participarea în invitație. emisiune. Doamnelor și domnilor, înainte de a pune punct ediției de astăzi, intrați pe site-ul Casei de Cultura Studenților, vedeți programul, este un program interesant, un program plin, aveți ce să vedeți. Iar dacă sunteți studenți, înscrieți-vă la cluburile de la Casa de Cultură a Studenților. Puteți să vă petreceți timpul liber într-un mod foarte, foarte util. Până data viitoare, cele bune, la revedere!